Vă prezentăm un nou brand, un producător ce își face simțită prezența pe piața în Europa în ultimele 6 luni, un an. Este vorba de Xiaomi. Telefonul pe care îl avem este Redmi Note 4G. Este un best buy din punctul meu de vedere, dacă vorbim despre un phablet care se vine cu suport 4G. Este la un preț extraordinar de mic comparativ cu alți producători din același gamă de device-uri. Mă refer aici la Samsung, LG. Telefonul a fost lansat oficial în luna septembrie 2014. Vine cu un superb display IPS LCD capacitiv touchscreen, 16 milioane de culori, ce măsoară 5,5 inch și suportă rezoluția de 720x1280 de pixel. Bineînțeles că sistemul de operare este Android. Vorbim aici despre versiunea 4.2 Jelly Bean, peste care este suprapusă interfața proprie Xiaomi. Este vorba de My User Interface, versiunea 5.0. În partea de sus a telefonului găsim o cameră secundară pentru videoconferințe, este o cameră de 5 megapixeli. În partea de jos găsim taste de touch sensitiv, butonul care începe prin plan meniul cu aplicații secundare, butonul care începe la meniul principal, s-a născut în aplicația în care suntem, butonul de înapoi. În partea de jos găsim un microfon, port micro USB pentru cablu de date. În partea în dreapta găsim butonul de închis deschis, taste de volum. Partea de sus găsim un microfon separat pentru analiza zgomotelor din jur, jack de 3,5 mm pentru căști. Pe partea din spate găsim o cameră. Este o cameră performantă de 13 megapixeli, ce poate să facă poze la o rezoluție maximă de 4128x3096 de pixeli. Dispune de autofocus, geotagging, touch focus, face smile detection, vine cu posibilitatea de înregistrare Full HD 1080x30 de frame pe secundă. Observăm și un blitz. Logo-ul Xiaomi Mi. Găsim un difuzor pentru redare audio. Dacă intrăm în sistemul de operare, putem să observăm interfața proprie de care vă spuneam și mai devreme. Însă să nu uităm că este un telefon ce are la bază Android, deci poate fi foarte ușor customizat. Prin widget-uri, cu diverse efecte de tranziții între ferestre, putem să adăugăm sau să scoatem anumite aplicații, să creăm shortcut-uri. Partea de sus găsim notificări și alte informații foarte importante pentru utilizator. În primul rând observăm că este deja un update al anumitor aplicații. Puteți să modificăm temele, avem, rulează aplicația ce economisește baterie. Legare conectivitate, telefonul este unul 4G, vine cu viteze conform producătorului de până la aproximativ până la 200 de mega pe secundă download și aproximativ 105 mega pe secundă upload. Vine cu suport wireless pentru rețele de tip A, B, G și N, respectiv AC. Bineînțeles că dispune de Bluetooth, prin care putem să ne conectăm la alte device-uri pentru transfer de fișiere sau nu numai, transfer de informații în general, cum ar fi la un sistem audio, căști și așa mai departe. Dacă aducem în discuție aplicațiile telefonului, putem, o mare parte dintre ele le găsim publicate pe ferestre. În stânga găsim butonul de bara de căutare. Partea de jos găsim modul de apelare, contacte, browserul nativ, mesagerie. Puteți să accesăm foarte ușor la un touch distanță camera foto, galeria de imagini, playerul audio, puteți să modificăm temele. Să intrăm și noi în setările telefonului. Setări de wireless, Bluetooth, moduri de afișare. Observăm că este setată limba română, putem să alegem din peste 60 de limbi. MyCloud, avem posibilitatea de a ne registra online și a avea un backup al informațiilor de pe telefon online. Prin metoda de sync putem să sincronizăm informațiile în telefon cu cele online din the cloud. Informații despre acumulator, moduri de stocare, notificări, căști, un mod light pentru persoane mai vârstnice sau copii. Diverse tool-uri, clienți de mail, radio FM RDS, putem să registrăm, modul de activare al blitzului partea din spate pe post de lanternă, calculator, asistent vocal, busolă digitală, descărcări. Avem aplicație ce ține de securitate. Avem încă un browser, pe lângă browser nativ avem și Baidu browser. Este specific pentru zona din Asia. Telefonul, bineînțeles că vine și cu un GPS receiver, AGPS și GLONASS. Găsim și Google Maps preinstalat.
magazinul Play, de unde găsim peste 1 milion de aplicații. O aplicație ne permite să ștergem din anumite fișiere și aplicații ce iau din spațiu și nu mai sunt folosite de noi, de către utilizator. Trebuie să mai spun că telefonul vine cu o baterie de 3100 mAh, care conform producătorului rezistă până la 770 de ore în modul așteptare și 38 de ore în modul vorbire. Acesta este prezentarea superbului smartphone, tablet mai exact, Xiaomi Redmi Note 4G. Pentru mai multe detalii, vă așteptăm pe site-ul nostru telefonultău.eu.